prezint un laser cu o putere de ardere bunicică. Dioda laser este cu infraroșu, se vede puțin. Iată. Iată cum este fum. Și ce putere are. Gravez în acest plastic. Deja miroase foarte urât în cameră. Cam atât. Îl voi opri. Se vede foarte puțin raza pentru că e cu infraroșu și așa sunt aceste diode. Vreau să arăt și unitatea de unde am scos-o. Să pornesc puțin becul din acest HP. Iată. CSA H21L. Este modelul. Scrie la viteze de, se vede mai jos aici, DVD-ul la viteza de 16x, scrie DVD-ul. Mai are o diodă laser cu punct roșu, se vede foarte bine aceea. Trebuie alimentată la vreo 200 de mAh, cred eu, maximum de curent. Eu la această lanternă i-am pus un laser, am cumpărat un laser de 5 mW, am scos dioda, am pus această diodă din această unitate DVD. Am probat, sparge și ceva, sparge și baloane de culoare închisă, deci este foarte puternic. Deci sunt mulțumit de cum lucrează. Am pus doar rezistență din aceasta de wattaj, de 5,6 ohm. Aceasta este de 8,2, eu am pus de 5,6 ohm. Am pus-o pe firul de plus, fără LM, 317 și alte minunății. Curentul este undeva la 200 de mAh, am mai spus. Deci este perfect. Din acest, deci sunt două diode laser de care vă puteți bucura. Eu am scos magneții cu neodinul. Niște magneți, iată, foarte puternici. Sunt micuți, dar puternici. Da? Eu îi folosesc mai prin câte o șurubelniță, câte, da? De raftul meu metalic aici. De fapt, de calculator, că nu am așa. Magneții, pentru cei care nu știu, se găsesc chiar aici, lângă lentila de citire. Sunt lipiți aici. Cam asta e tot. Mulțumesc de vizionare. Îmi cer scuze că am tot mișcat camera.